Este seara de miercuri, 23:30, 11:30 noapte. Am ceva să comentez, nu dintr-un mare scriitor, de data aceasta, și am descoperit, poate, nu știu când să zic, anul trecut, cred că am descoperit, un desen care îl descoperise mai demult cu Tărez Mișiu, cum o convertit prin rugăciune pe un cetățean care era condamnat la ghilotină. Când avea, ea de fapt, mi se pare că la 14 ani s-o călugărit, la papa. Nu știu câte ani avea, era acasă. Așa și-a găsit vocația rugăciunii și a călugării. Adică avea dinainte, dar atunci s-a hotărât. Și după, îmi amintesc că mă uitam la filmul ăla, că vedeam trecut, poate de vara, poate și nu. Și aveam link, este link la Anton de Padova, dar este și un link la niște protestanți, cu una de tot uitam numele, am aici pe monitor, Amy Carmichael, și a personaj istoric, sunt animații foarte frumoase pentru copii de evanghelizare și apologetică, martirisire și martirologie, de la Vocea Martirilor. Misionara aceasta a fost în India, deși eu vreau să merg și mă duc digital, ca să zic așa, de la satele din India, digital, și prin satelit. Și vreau să spun că acesta am văzut astăzi pe internet, am născut, cred că prin 1858 sau 60 și ceva, trei până în 1955. A fost binecuvântat munca din India și vreau să spun câteva lucruri ce învăț eu din acest desen, pentru că nu am cărțile, mă scuză să-mi doare grupul. Ea are cărți, dar nu am cărți ale ei, nu știu despre ea decât din acest film. Este un filmuleț de 38 minute și 56 secunde. Ea este o fată tânără care este, să zicem așa, o domnișoară care este misionară în India, are niște prietene care și ele sunt ca și ea și o prietenă căsătorită care și cu soțul și până la urmă tot se creștinează, deci prietenele ei sunt creștine, prietena căsătorită e creștină și călătoriile misionare care merg cu căruța, cu Biblie și soțul citește din Bibliile care le duceau, probabil în engleză, probabil în hindu și se convertește. Ce vreau să spun este ceva foarte uimitor la acest desene și nu vă puteți imagina că sunt de spirituale și de folositoare. Într-adevăr, e de mare folos să știe engleză ziua de azi. Este că, deși oamenii sunt cu specific indian, european, cum sunt, nu au o superioritate, nici măcar morală în față de alții. Și deși să zicem că această fată, Amy Carmichael, este homo sapiens, nu are noțiunea că este superioară și trăită în vremea, a fost contemporan cu Hitler, în mare parte a vieții. Nu are noțiunea că este superioară prietenelor ei sau oamenilor pe care evanghelizează, deci rasei indo-europene. A fost din Marea Britanie, fata asta. Ce vreau să vă spun este că eu personal, în ce mă privește pe mine, nu mă consider
mai înțelept, mai sfânt decât nimeni, având în vedere prin ce am trecut la viața mea. Și eu cred că Evanghelia este ceva ca un fel de pasăre măiastră care se chivă ca și focul de la focul martirilor de la primul ăsta început. O pasăre, Evanghelia este o pasăre de care nu te temi. Care în același timp te schimbă. Pentru că orice copil începe prin a fi rău, nu? Sau începe prin a fi bun, dar de fapt este învățat de mamă, și aceea viața lui răiește și pe aia iar mama reconvertește. Cam asta este. Astfel, rolul, ce este important pentru mine, mai important decât statutul meu, decât vedeta duhovnicească, bună de pus în vieții de sfinților sau în alte matrice, este în cărți, o să vin la televizor. Vreau să spun că ceea ce este important pentru mine sunt oameni ca aceștia care pot să văd importanța marianismului în creștinism. Adică eu cred că acei copii pe care evangeliza, singurii care erau interesați de mesajul lor, vedeau în acel motley crew de oameni, vedeau efectiv Maria, vedeau Salomon, vedeau Iosif, deci era ca un fel de, erau cum ziceau prietenele mea care e moarte de mea, de 8 ani, cred, epistole vii. Și vă spun, că oricât a suferit dreptul, mai mult suferă nedreptul. Și asta vă spun din propriul experiență de 10 ani. Eu când eram copil, după ce m-a renunțat să mă duc la biserică, înainte nu era chiar așa. Înainte mai dovedeam eu și câte că eram liturghizat. Dar după aceea știu că mă uitam așa pe căi până am crescut, fost tot acela în loc, până m-am dus la ei. Mă uitam și ziceam, uite, Doamne, ce au ăștia că eu mă zbat să citesc toate cărțile, ce american și mai știu ce. Ce au acești pocăiți așa deosebit care sunt niște analfabeti care citesc numai Biblia. Asta a fost gândul meu toată viața cât am crescut. Și vă dau, asta e mărturia mea, m-aș fi dus ca biserici și pocăiți. Parcă mi-era cam frică de penticostal și nu știam, nu înțelegeam pe baptiști. Și m-aș fi dus, dar am fost tot timpul descurajat. Nu a fost bine. Am fost descurajat de preot, am fost descurajat de familie, de frat. Adică fratele meu ăla mai mic, ăla zicea că el merge la penticostal și vorbește în minte. Și mă, cred că numai pentru asta mai e în viață azi. Pentru că l-am mărturisit atunci pe Dumnezeu. L-am mărturisit cu mine, când eu mă rugam, aceea când zicea de biserica aceea, penticostal, eram mărturisit. Iar familia m-a descurajat la mers la pocăiți, școala m-a descurajat, ora de religie m-a descurajat. Toată m-a văzut că fac, că mă rog Tatăl nostru cu mâinile așa, îmbrățișate, ca să zic așa, cu degetele, și mi-a zis să nu țin mâinile așa, un preot, și să le țin mănâncheate, pentru că așa se roagă pocăiții. Altă dată mi-a spus că, cum a zis, că trebuie să scriem Iisus cu 2 de I, ceea ce se scrie doar de 300 de ani, deci mai puțin,
pentru că Iisus cu unii înseamnă măgar. Aia nu ți-l ating. Dar ce vreau să vă spun este că dar după ce am ajuns, după ce am fost peste tot, am ajuns și la Pocăiți. Am mai fost și când eram școlar, am fost toată la sala mare și se iau rugăciune de a se ruga oia. Erau securiștii pe ei astea. Nu e destul să ne convertească. Am plecat trezând. După aia nici la fel odată la Dev. Ne-am pus și noi într-o parte că ploua la ocazie. Ne-am pus chiar lângă biserică la stop interzis. Nu știam să se mișcăm. Și cu un băiat. Și o femeie ne-a mutat partea cealaltă și am plecat. Dar nu am venit. Dar ce vreau să vă spun în felul următor. Și vă dați seama că l-am văzut la 6 ani, am văzut pe Iisus Hristos, am văzut fața postului, am văzut pe Dumnezeu nor, biserica, treburi. Și după aceea eram, mă uitam în gură la Pocăiți. Pe frunte la Pocăiți, că ce oaie de n-am eu. Era harul. Eu treabă cu legea și harul, să știți. Eu treabă foarte puternică, să zic, importantă. Dar ce vreau să vă spun în următor? Și când am ajuns la biserică, de asta vă dau sfat. În primul și în primul rând ar trebui să mă înțelegeți că vorbesc cu un roman și nu vorbesc cu o limbă latină, ca spaniolă. Como spaniolă, nu? Vreau să vă zic așa, când am fost în 2004, după ce am văzut cartea, un an l-am ascultat Micu Samaritian, când a fost în România, la București, și a început să-mi placă, Jesse Velasquez, Ador, Virginia, eram copil, Natalie Grant, Held, și a început să-mi placă la radio. Ascultam Pocăiții la internet, la radio, acolo, casa aia lui doctorul Frankfurt, al Bursi. Și ce vreau să spun e că când am ajuns la biserică, mi-a plăcut muzica, că era muzică de negri, gospel, cântată de niște baptiști, eroi. Da, predicile. Am avut prieteni, am avut acolo pe familia Vătran, care eram prieteni în oraș, băiatul eram prieteni, din Iulică. Și am continuat să merg, apoi n-am mers vreo 3 săptămâni, cred că pe la sfârșitul 2004, începutul 2005, și familia deja se aranjase că mă întorc la ortodox, vreau să mă întoare. Nu știu cât de bine ar fi fost bine. Nu sunt pregătit nici acum să mă întorc la 39-40 de ani. Aceea să vă spun pe următor. Și în orice caz nu cu mediul fără Duhul Sfânt. Nu zic că nu este și la ortodox Duhul Sfânt, dar nu poate fi Duhul Sfânt dacă nu e Biblie citită pe care zi. Ce vreau să spun este că după aceea a venit domnul Iosif Tron, fratele Iosif Tron, îmi zicea niște prieteni la biserică, și s-a rugat, adică a ținut o conferință de o săptămână în fiecare după masă, de studii teologice a făcut atunci, în 2005, a început prin februarie, cred că sau martie. Ăla cred că pentru mine a venit. Și făcea, asta a fost genial la el, omul ăla a fost un geniu, dacă mai trăiește. Efectiv dirija. Sau când oboseam toate noțiunile la care le spunea el, le expostula, s-a apucat și cânta o cântare din cântările Evangheliei, fără niciun instrument. Dacă ai fi avut instrumente, cred că m-ar fi sincopat.
Și grija așa și să spun tu o cerere și câteodată mă pasă greu e mă ajută și de scăpare și mântuire e o cerere să spun lui Iisus să spun lui Iisus chinul meu singur nu-l pot purta. Să-i spun lui Iisus, să-i spun lui Iisus, Iisus mă scoate, Iisus. Asta e una din cărțile Evangheliei, mai sunt și alte. Mai aproape, Doamne, către tine, aflată-mă păstorul bun. Numai înger în gerașul meu nu este. Ce vreau să vă spun este că atunci mi-am dat de drumul și am cântat cu frații, deci înțelegeți, ca la Mecca, cum se îmbrățișează tot acolo, hor în jurul pietrei meteorice. Și atunci am căzut harul în mine și am înțeles, bă, băiatul ăla, chiar știu ce spun. Asta nu înseamnă că nu există har în coane, sau dacă e, dacă nu e, n-ai cum să-l bază. Sau în arta ortodoxă, sau în teologia ortodoxă, trebuie în asta. În fond, și teologia baptistă are la origine teologia ortodoxă. Și a rămas teologia ortodoxă. Aia este teologia întregii biserici. Vreau să zic cu excepția copților sau alta. Dar până și etiopienii sunt tot ortodoxi. Dar bun. Cred că am spus destul, nu? O estetică a Bibliei, mai ales a Noului Testament, dar cred că întreaga Biblie, dacă Dumnezeu s-a mulțumit să scrie în 1243 de pagini, atâta cred că are, 1224 de pagini, tot ce are de spus, și Coranul nu e mai lung decât un Nou Testament, dacă ar fi adăugat, înseamnă că Dumnezeu îi place să fie așa mai epigrafic, să spună miliarde de ani în câteva rânduri. Sau miliarde de oameni. Și ce vreau să spun e că asta înseamnă că și noi trebuie să ne batem în capul să o luăm de la 1806 până la 1812. Mai bine mai scurt și mai enigmatic. Adică să ne gândim mult la lucruri și când ne spunem să ne potrivim bine. La sănătate. Și eu cred că îmi gândeam azi că cu Bacovia ne luăm rămas bun cam. Cred că 80% din oamenii de pe pământ, de orașe, că efectiv n-ai ce să faci acolo. Cum a început să se dovedească, cred că de peste 10 ani, când se topeau asfalturile în București și în sud, acolo. Leșinau oamenii pe stradă. Să vedeți că nu se rupă blocurile pe furtuni. Acum sunt șobolani în blocurile Bucureștiului. Azi am văzut o știre. Sunt băgați în structuri. Să vedeți ce boli dau șobolani. Ce infecție. No, sănătate. Eu ce să zic. Eu am început să mă simt mai bine. Dau raport la Vocea Martirilor, mi-au dat ouă de paianjă, mi-au dat plastic în orez, cumpărat de tata, deci cu bani jos. Am făcut niște meteoriți și eu, mi-au dat ouăle, m-am abia, dacă nu exista hemozon, eu nu mai făceam azi nimic, sau trebuia să mă amputez, cu ouă. Nu, să zic, acolo, Doamne.